Am schimbat filtrul de aer. Nu era chiar foarte mult, dar trebuia schimbat, ce să mai. De aici până aici. Ce? M-am apucat eu într-un filmuleț și am vrut să vă arăt acest compresor de la Steinhaus. Un compresor destul de ok pentru treburile casei, să zic așa. Casa numai de la pompă, e super bun. Foarte util. Ca să umfli roți, să sufli cu el un computer, un scule, dacă ai de suflat. Un compresor chiar super bun. Ia să vedem. Să egalizez presiunea în roți. Când ai de umflat o roată, când ai de suflat ceva, chiar foarte bun. Problema ar fi timpul de răcire, deci trebuie să mergi cu el cam un minut de funcționare pe 10 minute de pe 8 minute, 10 minute de răcire. Da. Un minut, da, cam un minut, minut jumate, nu mă știu. Dar nu trebuie să depășești. Asta e ce? Dar ca să umpli niște roți. Cam asta ar fi, să zic așa, deficitul. Trebuie să-l lași foarte mult să răcească, dar pentru casă este super bun. Nu e foarte ok, util oricărui gospodar care are de umflat sau de curățat scule, e foarte bun. Trebuie să-mi iau și unul din acela mai mare de vreo 50 de litri, dar urmează să-l luăm. Cam ăsta ar fi diplomatul foarte bun pentru lucruri pentru gospodărie, ce să mai. Aici ai și diferite pentru suflat, pentru umflat, pentru diferite chestii la el. N-am mai făcut filmuleț cu el, că am avut altă treabă. Cam asta e.